Este săptămâna Festivalului Internațional de Chitară Clasică Armonia Cordis la Târgu Mureș. Timp de 7 zile vor răsuna chitarele la cel mai mare eveniment de acest gen din România. Cea de-a 2-a ediție se desfășoară între 18 și 24 august în 5 localități diferite ale orașului. Concertele principale vor avea loc în Palatul Culturii cu artiști din Austria, Belarus, Germania, Franța, Marea Britanie, Ungaria și România. Organizatorii festivalului a fost Consiliul Județean Mureș și Primăria Târgu Mureș și proiectul este finanțat de Ministerul Culturii. Vom avea concerte începând de la ora 19 fiecare zi în Palatul Culturii. Avem invitați din 7 țări cu intrarea liberă. Evenimentul propune spectatorilor recitaluri solo, diferite concerte de muzică de cameră, concerte ale tinerelor talente, cursuri de măiestrie, difuzarea filmelor artistice, expoziție de instrumente arhaice și moderne, expoziție de sisteme acustice de amplificare. Pe lângă partea culturală a festivalului, participanții sunt invitați la activități interactive, precum jocuri de team building. Principalul scop, spun organizatorii, este de a reuni iubitorii de chitară în jurul unor mari interpreți de chitară. Dar vorbim aici de studenți la conservator, elevi sau profesori la liceele de muzică, tineri amatori pasionați de acest instrument. Pentru publicul auditor, scopul este de a-l introduce în contextul cultural-educativ oferit de spectacolele de excepție, unde se interpretează piese noi, originale, prezentate de cei mai buni maestri din domeniu de renume internațional.